Cum comentați ce se întâmplă aici? La pușcărie, dracu! Aici care au fost plătiți din banii publici! La pușcărie, casa lui, la Tristri! La Tristri și casa lui! La față, înțelege! La pușcărie, dracu! L-a scris cu 9 mai! L-a scris cu 1 iunie! L-a scris cu 18 august! Atentatul cu mor! Boicu! Ce stați? Tucaru! Bună seara! Au avut loc acțiuni de urmărire penal, cum a fost reținerea și percheziția biroului de serviciu a domnului Alexandru Stoianoglă într-o cauză penală pornită pe 4 carte de punere urmărire penală. Este vorba de abuz în serviciu, exces și depășire de abuz în serviciu, coruperea pasivă și dare declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. La moment au loc acțiuni de urmărire penală, aș vedea cu rezultate comentarii de revizionare. Ce măsură au cerut procurorii în cazul domnului Stoianoglă? Nu s-a anticipat, nu s-a cerut nicio măsură. Persoana a fost reținută pe un termen de 72 de ore. Expirarea acestui termen, urmează să ne expunem asupra, după un eventual demers, întrebind aplicarea și aplicarea măsurii de dispusă de noi. Unde s-a aflat, v-a aflat domnul Stoianoglă? Domnul Stoianoglă va fi plasat în urmă de detecție preventivă, a direcției poliției și șef, strada Sighina, numărul 6. Să spuneți dacă este adevărat că și soția domnului Stoianoglă a fost reținută în unde s-a. Și sunt pe fizicul la dumneavoastră. Nu pot să comentez pe această cauză penală, dumneavoastră ei nu are niciun procesual. Deja altele nu pot știu. Unde s-au mai efectuat astăzi percheziții în acest dosar în care este exact? Mai urmează pe toate cum până la eu nu pot să vă dau aceste detalii la mine. S-a ridicat astăzi probabil din dosar, din biroul domnului. Au fost ridicate careva bunuri deja asupra pertinențelor pe cauza finală, urmează să ne expunem ulterior, din nou. De către cine au fost efectuate perchezițiile? De către mine personal. Și ofițerii SIS, da. Cei de la CNA au fost implicați în acest... Nu au fost implicați cei de la CNA în acest dosar. Ce ar risca dacă totuși se găsește vinovat procurorul general? Este menită în săvârșire mai multor infracțiuni grave pentru care legea prevede pedeapsă cu închisoare. Închisoare de câți ani? În primul rând a încălcat Constituția Republicii Moldova și codul penal la pușcărie. Închisoare de câți ani? Care ar fi termenul? Da, vede greu cum să vă expun toate aceste detalii. Sunt mai multe articole, fiecare este 327 aneat 3, este 352 prima aneat 2, și mai departe. Acum unde este dus domnul procuror? La fel, vă spun, au loc acțiuni de urmărire penal, deja cu detalii vom veni suplimentar. Nu pot să vă dau acum tot ce urmează să mai facem. Mai sunt și alții arestați? Pe această cauză penală este reținut doar domnul Alexandru Stoianoglă. Doar dumneavoastră, da? Dar mai urmează să fie reținut și alții? Mai sunt alte persoane? Nu putem să vă dăm așa detalii la momentul acesta. Slavă că este că va fi arestat. Eu nu pot să operez ce se vehiculează, tot mai mult că părere de rău n-am urmărit știrile și mai departe. Asta este toată informația pe care putem să vă dăm la momentul acesta. Au avut loc percheziții, ce s-a depistat în urma acestea? Din nou vă spun, au fost depistate mai multe bunuri. Deja urmează să le examinăm și ne expunem asupra pertinenței lor. În cadrul cauzei penale. Veți probe audio, video și produse? Uitați-vă, eu am să venim ulterior, vom veni cu detalii pe acest caz. La moment au loc acțiuni, încă urmează să mergem în continuare să efectuăm acțiuni. Respectiv, mă scuzați cu tot respectul, dar chiar și mă grăbesc. Și încă o întrebare, vă rog, în baza la ce a fost arestat, reținut în această seară, domn procuror? Adică, a fost pornită o cauză penală, adică conexate 4 cauze penale într-o procedură unică și în cadrul acestei cauze penale, în baza unui proces verbal de reținere. Sunteți să audă cu fostul procuror Compa? Uitați-vă, eu vă spun încă o dată. Noi urmează să efectuăm acțiuni de penală în continuare. Tot respectul, dar chiar mă grăbesc. Da, mulțumesc. Rămâneți, vă rog, frumos. Nu numărul pe de telefon, domnule Putuna. Nu, bine, mulțumesc. Procurorul la comandă! Procurorul
că era o mașină din față. Toată mașina din față se află procurorul pe Ivan Milito. Articolul a spus că nu... Eu a spus, nu știu, dacă reușesc și ascult și